Aud în lumea noastră pocăiască adeseori expresia omul ăsta e un om credincios. Bine, la noi la pocăiți formularea e diferită. Omul ăsta, să știi că e pocăit. De cele mai multe ori aprecierea se face în legătură cu exteriorul. Și cu cât pare un om că e mai neajutorat, mai slab, mai ponosit, cu atât mai mult în cultura noastră evanghelică românească, omul ăla pare mai pocăit. Să știți că asta se leagă și cu ceea ce cred frații și prietenii noștri ortodoxi. Dacă vei sta de vorbă cu un ortodox și îl vei întreba cum vezi tu un om credincios, el îți va descrie practic un om bolnav. De ce vă zic asta? Am făcut odată un experiment de acest fel. Am stat de vorbă cu un grup de tineri care nu făceau parte din lumea evanghelică și am întrebat cum își imaginează ei, sau mă rog, cum cred ei că arată un om credincios. Și apoi am întrebat și un grup de tineri, în vremea când eram profesori la clasă, de data asta i-am întrebat cum își imaginează ei sau cum cred ei că arată un om credincios. Și era ceva asemănător. Le-am spus și unora și altora că omul pe care ei îl prezintă e bolnav, nu neapărat credincios. Noi măsurăm spiritualitatea unui om după aparențe și cu cât sunt aparențele mai... Mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Cu atât ni se pare că omul ăla e mai credincios, e mai pocăit. Ba mai mult, la noi la pocăiți, adeseori auzi asta. Dom'le, eu sunt pocăit, de câți ani ești tu pocăit? Eu sunt de 20 de ani. Tu când te-ai botezat? Cu 30 de ani. Aș vrea să vă anunț în seara aceasta că spiritualitatea nu se măsoară nici în câți ani ai stat în biserică, nu se măsoară nici în funcție de slujba pe care ai avut-o în biserică, ci spiritualitatea conform scripturilor, conform Bibliei, se măsoară în funcție de cât ai fost de aproape de Dumnezeu. Atât. Ea nu are de-a face cu lucrurile astea care izbesc privirea. Și ăsta e adevărul, că noi ne uităm la unii oameni și analizăm. Și dați-mi voie să vă spun ceva, că eu cunosc destul de bine lumea asta. Unii dintre cei care stau în față știu foarte bine cum să-și aranjeze aparențele, astfel încât să pară foarte duhovnicești, foarte spirituali. Și întotdeauna oamenii care se chinuie să pară foarte spiritual, mie întotdeauna mi-au bătut la ochi. Am zis, ăsta ascunde ceva întotdeauna. În această zi vreau să vă vorbesc despre cum să fim aproape de Dumnezeu. Și când vorbesc apropiere de Dumnezeu, evident mă refer la apropiere spirituală, pentru că v-am spus că spiritualitatea, credința, credincioșia, pocăința, spuneți voi cum doriți, unui om se măsoară în funcție de cât de aproape este de Dumnezeu. Eu cred că motivul pentru care am venit în seara asta, în ciuda ploii, când am văzut că plouă așa de tare, am zis, mă, nu știu câți or fi la biserică. Și am văzut, voi sunteți pocăiți, Domnul să vă binecuvânteze. Motivul pentru care am venit în seara asta aici, sau unul din motive, ca să nu fim ipocriți, e că ne dorim să fim măcar puțin mai aproape de Dumnezeu. Un lucru pe care îl învăț astăzi în predică, un lucru pe care îl spui astăzi în rugăciune, ceva ce Dumnezeu lucrează în mintea ta, în conștiința ta, în sufletul tău și care să te apropie de Dumnezeu. E drept că în Biblie, Apostolul Pavel, vorbind la un moment dat celor din Corint, zice, voi vă adunați la biserică și în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Vreau să vă avertizez, există și riscul ăsta. Dacă poți să vii la biserică și în loc să te faci mai bun, să te faci mai rău, să ne păzească Dumnezeu de asta. Ce înseamnă să mă fac mai bun din perspectiva lui Dumnezeu? Simplu, să fiu cât mai aproape de El. Și vom învăța această apropiere de Dumnezeu de la un om din Vechiul Testament cu numele Benaia. Un om care a trăit cu 1000 și ceva de ani înainte de Hristos. Deci aproximativ cu 3000 de ani înainte de noi. Numele acestui om înseamnă în limba română cel zidit de Dumnezeu. Și acum
dacă vei studia Vechiul Testament, veți vedea că la evrei numele sunt importante, pentru că mai ales numele acestea din Biblie. Pentru că numele are de-a face cu caracterul și personalitatea omului care îl poartă. Benaia înseamnă omul zidit de Dumnezeu, tot timpul când e prezentat ca fiind Benaia, fiul lui Iohaiada, care înseamnă Dumnezeu e cel care cunoaște. Ei, privind la omul ăsta, despre care Biblia vorbește, și dacă sunteți amabili, deschideți Biblia împreună cu mine, în cartea 2 Samuel, în capitolul 23, veți vedea că omul acesta e un exemplu pentru noi, cei care trăim astăzi, pentru că a fost un om foarte aproape de regele lui. Și mă refer aici de David, cel mai mare rege din istoria lui Israel. Știm despre el că s-a născut într-o localitate cu numele Capțel, o localitate aflată undeva la limita regatului către Moab și Edom. O localitate ciudată, de ce? Pentru că localitățile acestea aflate de obicei pe graniță erau bântuite de război în vremea aceea, deci acolo n-aveai șanse să devii agricultor sau știu eu, altceva. Singura ta șansă să fii ceva în viață era să devii războinic. Și omul ăsta devine unul dintre cei mai tari războinici. Dacă vă uitați în 2 Samuel, capitolul 23, în versetul 39, Biblia ne spune că David avea o gardă formată din 37 de războinici. Ăștia erau cei mai buni războinici ai lui David. El face parte din grupul acesta. De la el, așa cum am zis, învățăm, pentru că veți vedea în textul pe care îl citesc, că Biblia ne spune că David a avut o foarte mare încredere în el. Noi vom învăța la rândul nostru cum să fim aproape de Dumnezeu, de regele nostru, de Hristos. Titlul predicii din această seară este Vreau să fiu cât mai aproape de Dumnezeu. E o cântare pe care sunt convins că o știți. Nu prea cântăm noi multe cântări vechi, dar asta o știe toată lumea. Se cântă și la înmormântări. Știți cântarea? Să nu greșesc, vă citez doar. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi, cântarea mea va fi Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Cântarea asta mi-aduce aminte de multe. În mod special de un moment tragicomic pe care nu l-am povestit niciodată, pentru că unul din personajele din această poveste e încă în viață. Și probabil că va urmări predica, dar îi urez multă sănătate. Într-o biserică pe care am păstorit-o în urmă cu mulți ani, aveam un om care iubea foarte mult biserica și era foarte prezent la orice se întâmpla la biserică. Primul la lucru, primul în tot ceea ce erau programe la biserică, prezent la toate programele. S-a îmbolnăvit subit și foarte grav, a făcut o formă de diabet extrem de gravă și n-a mai venit la biserică, n-a mai putut veni la biserică. La un moment dat au trebuit să-i fie amputate picioarele. Și omul ăsta, care, așa cum v-am spus, era obișnuit să fie prezent la toate programele, deodată n-a mai fost prezent la niciun program. Ce interesant în legătură cu el e că din momentul în care s-a îmbolnăvit a trăit destul de mulți ani și în fiecare an se auzea că gata, moare. A murit de mai multe ori, între ghilimele a murit de mai multe ori. Umbla zvonul că moare. Și într-o anumită circumstanță îmi trimite vorbă și îmi spune frate, pentru că eu nu pot să vin la biserică, ce-ar fi să vină biserica la mine acasă? Și dumneata să vii să-mi ții o predică. Mi-a tot spus, sigur eu m-am dus până atunci să-l vizitez o dată, de vreo două ori, am făcut o rugăciune, dar trecuse ceva vreme de când nu l-am mai vizitat, v-am spus, din când în când se auzea că a murit. Și m-am dus împreună cu un frate, și mi-a zis, acum frate, zice, ați venit? Vreau, pentru că mi-e dor de biserică, vreau, zice, să-mi predici. Și zice, nu că să-mi spui așa din Biblie, cum predici în biserică să-mi predici? Acum, vă dați seama, e oricum destul de ciudat să faci asta într-o cameră, omul stătea în pat, nevastă stătea să stătea lângă el, o sobă mai încolo, semăna cumva cu biserica în care am crescut. Nu dormea nimeni, și m-am apucat să predic, da? Era ciudat. La un moment dat s-a uitat la mine și zice, frate, nu predici bine. El, din pat. Și cu mai multă putere.
Da, m-am încercat să ridic tonul puțin. Zice, la un moment dat, zice, oprește-te, mai bine predici pe internet decât așa. Mă uit la el, eram cu un frate, efectiv m-am blocat. Și fratele era fiind mai în vârstă, i-am zis, frate, zic, dumneata, începe o cântare. Și fratele cu care m-am dus eu, ce cântare credeți că a început? Asta. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Ei, în momentul ăla, omul meu s-a enervat atât de tare că dacă ar fi avut picioare, ar fi sărit din pat. S-a ridicat cum a putut el să se ridice și a zis, ieși afară! Tu nu știi, zice, de câte ori am murit în ultimile luni. Acum ai venit să-mi cânti cântări de înmormântare, îi zice lui. Eu eram acolo, fratele se uita la mine, zic, frate, du-te, că omul e supărat, e bolnav, are toate motivele. Zic, du-te dumneata în târnați, în tindă. Am explicat târnațul cu tinda, cred că e clară treaba. Du-te tu în cealaltă încăpere, stai acolo, că oricum nu poate el vedea dacă a ieșit sau nu, și lasă-mă să vorbesc eu cu el. Și am început să-i explic și să-i spun, frate, cântarea asta, noi am făcut-o de înmormântare. Că ea nu-i de înmormântare. Ați dori să fii aproape de Dumnezeu, nu înseamnă să-ți dorești să mori. Când îi spun lui Dumnezeu, Doamne, indiferent de necazul meu, vreau să fiu aproape de Tine. Eu când cântarea asta nu-i spun, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu. Oricât voi suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Voi n-ați zis acum că vreți să muriți, niciunul dintre voi. Nu știu, am luat audițiile. Ok, mulțumesc frumos. Noi când spunem că vrem să fim cât mai aproape de Domnul, nu înseamnă că spunem prin asta vreau să mor, pentru că vă avertizez, dacă nu ești într-o relație cu Dumnezeu, simplu fapt că mori nu te face să fii mai aproape de Domnul, ci dimpotrivă. Pentru că iadul asta înseamnă absența lui Dumnezeu. Nu-i suficient doar să mori ca să fii aproape de Domnul. Unii își imaginează că așa stau lucrurile. Ba, vă avertizez mai mult. E mai greu să trăiești pentru Dumnezeu decât să mori pentru El. Pentru că unii zic, gata, am murit, bun, am mult curaj, închid ochii, ce-o fi, o fi, mor de data asta, la un moment dat ai multă credință, dar după aia... Dar să trăiești pentru Dumnezeu în fiecare zi, să te trezești pentru Dumnezeu în fiecare zi, să vii la biserică în fiecare zi, să fii la locul tău de slujbă în fiecare zi, să fii aici, să cânți în fiecare duminică, să stai la intrare în fiecare duminică, să dăruiești celui sărac în fiecare zi, să slujești pe Domnul, să biruiești tentațiile, să-L slujești pe Dumnezeu. Vă garantez că e mai greu să trăiești pentru Dumnezeu decât să mor pentru El, că la un moment dat s-ar putea să ai atât de multă credință, o fracțiune de secundă și să zici gata, orice ar fi, acum mor. Poate că după aia trece. Și ați dori să fii aproape de Dumnezeu nu înseamnă să vrei să mori. Și așa cum v-am zis, titlul predicii din această zi este vreau să fiu lângă Dumnezeu. Învățăm de la Benaia, ăsta e punctul 1, e cititul textului. 2 Samuel, capitolul 23. Vă citesc din text. Versetul 20. Benaia, fiul lui Iohaiada, fiul unui om din capțel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari, el a ucis pe cei doi fii al lui Ariel din Moab. Un alt fragment din Scriptură spune cei doi lei ai Moabului, care se traduce ca fiind cei doi cei mai tari războinici din Moab.
Apoi a mai făcut ceva. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. Pare cu o informație inutilă, dar veți vedea că are logică. Apoi zice, a coborât în versetul 21, a omorât pe un egiptean groaznic la înfățișare. Nu știu de ce, vi se pare câteodată că Biblia dă anumite detalii care nu sunt relevante. Ce contează cum arăta ăla? Era groaznic la înfățișare. Câteodată să știți că războinicii în mod intenționat se automutilau să pară cât mai groaznici. De ce? Să inspire frică, teamă. Dar o noua traducere, dacă vă uitați în noua traducere, ăștia care sunteți cu Google-ul și în timpul programului, NTR-ul, că v-am văzut pe câțiva, decât pe WhatsApp, intrați acolo și vedeți. Vedeți că noua traducere spune un om care era foarte înalt, deci arăta și groaznic la înfățișare, probabil se automutilase pentru ca să inspire frică și în același timp era foarte înalt, era un adevărat uriaș. Omul, zice, era și înarmat, avea o suliță în mână și Benaia s-a coborât împotriva lui cu un toiag, adică cu o bâtă, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. Versetul 22. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iohaiada, și a fost vestit printre cei trei viteji. E vorba de primii trei viteji ai lui David, care au fost cei mai apropiați, cei mai puternici. Și acum versetul 23 ne dă un detaliu foarte interesant. El era cel mai cuvază, asta nu are de-a face cu respectul pe care el îl avea, era cel mai respectat dintre cei 30. Deci n-a fost la nivelul primilor trei din punct de vedere valoric, dar a fost peste ei din punct de vedere al caracterului. Motiv pentru care spune Biblia că între toți vitejii lui David era cel mai cuvază, dar n-a ajuns la înălțimea celor trei din tâi. Adică omul avea valoare, așa cum ne spune versetul 20, era un om viteaz și vestit prin faptele lui mari, n-a fost la înălțimea primilor trei, a făcut parte din elita asta de 37 de vitejii lui David, a fost acolo printre cei mai buni dintre luptătorii lui David. Și ce interesant, ultima propoziție pe care vă citesc, spune Biblia că David l-a primit printre sfetnicii lui de aproape. Noua traducere spune că David l-a pus în garda lui personală. Și dacă vă uitați în Scriptură, veți vedea că de fapt el ajunge să conducă garda asta personală. Cu ce se ocupa această gardă personală, dacă nu cu securitatea lui David? Și dacă ne uităm în istorie, vom vedea că mulți dintre regi au fost asasinați chiar de ăștia care trebuiau să-i păzească. Deci vă dați seama cât de mare încredere trebuie să aibă David în acest Benaia încât să-l pună în garda lui personală. Și dacă vă uitați mai departe în Scriptură, la un moment dat în timpul predicii și veți întoarce înspre un împărat, veți vedea că acest Benaia îl slujește pe David și după ce David moare. Pentru că spre sfârșitul vieții lui David, când acesta aș dorea să lase în locul lui pe Solomon, se ridică împotriva lui chiar Ioab. Unul dintre cei mai mari războinici ai lui David, omul cel mai influent din punctul ăsta de vedere, generalul lui de oști, omul ăsta care avea curajul să îi spună lui David de foarte multe ori lucruri foarte dure în față. Acest Ioab se răscoală la final împotriva lui și încearcă să pună un alt fiu al lui David ca rege. Știți cine este cel care rămâne alături de David și după moarte, împlinind dorința lui David ca pe tron, pe tronul lui Israel să rămână Solomon. Știți cine face asta? Benaia. Ăsta e om de caracter. Pentru că un om care e aproape de Dumnezeu are patru calități. Înainte de a fi un om de valoare, e un om de caracter. În primul rând. În al doilea rând, înainte de a fi un veșnic optimist, ceea ce e bine să fii optimist, e realist. În al treilea rând, înainte de a fi un om puternic, e un om care se încrede în Dumnezeu. Și înainte de a fi liniștit, e pregătit. Observați, e vorba de priorități. E bine să fii de valoare, e foarte important să fii de valoare. Ne bucurăm când avem oameni de valoare în toate domeniile și vreau să insist în privința asta. Când spun că înainte de a fi un om de valoare, fii un om de caracter, asta nu înseamnă că dacă ești pocăit trebuie să fii cât mai slab în domeniul tău, nu. Eu mi-aș dori ca voi toți, ăia care sunteți la școală și până la, nu știu, fiecare dintre voi, indiferent în ce domeniu, nu vreau să dau exemple că după aia unii vor spune că fac discriminări și socotesc un alt domeniu mai important, nu. În orice domeniu de activitate mi-aș dori să fiți cei mai buni. Doamne ajută! Benaia face parte din elita asta extraordinară a vitejilor lui David.
Deci este foarte bun în domeniul lui. Numai că, nu doar că e bun, spune Biblia că n-a fost la înălțimea primilor trei și cu toate acestea David are cea mai mare încredere în el, îl pune șeful gărzii personale. De ce? Pentru că știa că se poate încrede în el și că omul ăsta și mort îl va sluji. Am rămas impresionat în vremea când eram în București, când eram mulți într-o cameră și ca să te poți ruga pe undeva sau să poți să te gândești, să faci ceva, să gândești, așa trebuia să te plimbi, să bântui pe străzile din București. Nu puteai prea mult că era o grămadă de câini vagabonzi. Și atunci, în apropiere, era un cimitir și mă mai plimbam pe acolo. Și în cimitir era un mormânt foarte îngrijit. Mi-aduc aminte de mormântul acesta, pentru că de câte ori treceam pe lângă el, odată la 2-3 zile, florile erau schimbate de fiecare dată. Și era o femeie în vârstă care venea acolo la mormânt și schimba florile odată la câteva zile. M-a impresionat lucrul ăsta, pentru că era cel mai îngrijit mormânt din tot cimitirul. Acum vreau să vă fac aici o paranteză. Dragostea pentru cineva nu se manifestă doar sau în mod special după moarte. Viața merge întotdeauna mai departe. Doar că pe mine m-a impresionat atitudinea acestei femei în vârstă, care venea odată la 2-3 zile, poate chiar mai des. Acum eu mergeam din când în când acolo și de fiecare dată schimba florile și de fiecare dată aranja locul acela. Și am fost curios să o cunosc. Odată am întrebat-o, era o femeie în vârstă care mergea la mormântul nepotului ei. Ea l-a crescut, copiii murise, și băiatul ei, mă rog, nepotul ei, la rândul lui, a murit la Revoluție. Și de ani de zile, deci trecuseră deja ani de zile, ea venea acolo, în acest cimitir, și cu o consecvență extraordinară, îngrijea de mormânt. Mi-am adus aminte acum și de o poezie pe care o zic la înmormântări, scrisă de Virgil Carianopol, care zice la înmormântarea mamei lui: ce păcat că nu mai ești măicuță, că te-ai dus fără de timp în lut, ce pantofi ți-aș fi luat acum și ce haină azi ai fi avut. Există momente când regretele sunt târzii, e adevărat. Dar de asemenea, eu învăț de la Benaia, și nu numai de la Benaia, pentru că dacă ne vom uita în Biblie, vom vedea că sunt oameni ca Nicodim, care îl slujesc pe Hristos chiar mort. Chiar mort, pentru că vin la mormântul lui Hristos, spune Biblia, și Nicodim, și femeile, vă aduceți aminte, pentru îmbălsămare. Investind o grămadă de bani în mirodenii. Ce învăț eu din asta? Că a fi de caracter înseamnă să rămâi, indiferent de circumstanțe, atunci când dai de greu. Eu, ce vreau să vă spun cu asta? Îmi aduc aminte și acum poate unele dintre propoziții nu sunt scrise acolo, se leagă în mintea mea, vi le spun exact cum se leagă. Nu am pretenția că aud vreo voce sau că am vreo revelație specială, cum spun unii, i-am auzit pe unii zicând, nici nu m-am gândit la asta, înseamnă că de la Duhul Sfânt. Nu-i bine așa, e bine să te gândești, în general. Dar îmi vine în minte acum un moment când am văzut în viață de vreo câteva ori oameni murind pe patul de spital în mod special. Sau foarte aproape de momentul respectiv, trecând efectiv, sau foarte aproape de momentul trecerii. Un asemenea moment a fost când am fost odată chemat să mă rog pentru un bărbat în spital care tocmai avusese un accident și care era, în urma acestui accident, a căzut de undeva de la înălțime și era paralizat de la gât în jos și era disperat, nu simțea corpul. Și avea o reacție de frică, era ceva ce n-am văzut, ceva înfiorător, ceva ce mi-a rămas în minte, ce nu pot descrie în cuvinte. Dar vreau de asemenea să vă spun că toată reacția aia pe care el o avea, de frică, de groază, de nenorocire, efectiv, pentru că el a murit la puțină vreme după aceea, nu știam că va muri. Dar mi-aduc aminte că a ajuns mama lui odată cu mine, sau a fost înaintea mea acolo în spital, și ea a pus mâna pe față și s-a liniștit, această atingere, și eu zis așa: stai liniștit, nu te las. De la Benaia învăț că e mai important în viață să fii de caracter decât de valoare. E important să fii de valoare, dar mai ales e important să fii de caracter.
Și ce interesant legat de asta, în ce-l privește pe Benaia, e că noi de obicei, dacă vă uitați la el, și noi la fel, noi am preferat să devenim oameni de caracter, așa, numai prin lucruri frumoase în viață. Dar eu învăț de la el că dacă vrei să fii aproape de Domnul și să devii un om de caracter, câteodată Dumnezeu îngăduie în viața ta să treci prin multe lupte. Și noi cerem lui Dumnezeu ceva. Noi cerem lui Dumnezeu sau vrem ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele. Dumnezeu vrea să ne schimbe caracterul. Și pentru că Dumnezeu vrea să ne schimbe caracterul, îngăduie circumstanțele. Noi îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, fă cumva să nu mai trecem prin luptele acestea. Benaia, până să ajungă în versetul 23, spune Biblia în versetul 23, a fost primit printre oamenii cei mai apropiați de David. David l-a pus în garda personală. E ultima propoziție. Ca să ajungi acolo aproape de regele tău, până ajunge acolo, spune Biblia că trece prin trei bătălii. Se luptă cu cei doi care erau cei mai tari din Moab, după aia coboară acolo în groapa aia de apă, se întâlnește cu leu, se luptă cu leu, după aia luptă cu egipteanul ăla foarte înalt și groaznic la înfățișare și îl biruiește cu propria suliță. Deci ce învăț eu din asta? Că noi când vrem ca Dumnezeu să construiască noi un caracter, că nu suntem, și acum nu mă predic pe mine, ci eu predic ce ar trebui să fim fiecare dintre noi. Pentru ca Dumnezeu să clădească în noi caracter și clădind caracterul să fim mai aproape de Dumnezeu, ei, câteodată Dumnezeu îngăduie circumstanțe de felul acesta, pentru că un caracter adevărat se clădește în bătălie, în luptă. Dar noi spunem lui Dumnezeu: Doamne, vrem caracter, vrem integritate, dar te rog frumos, schimbă circumstanțele astea. Și Dumnezeu zice: nu, eu nu voi schimba circumstanțele, pentru că vreau să clădesc în tine caracter. Nu întâmplător, zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, de la versetul 3 la 4, noi ne bucurăm în încercare. Dar nu ne bucurăm de încercare, zice Pavel, că nici un om normal nu se bucură că a avut un accident, nici un om normal nu se bucură de un diagnostic nasol, nici un om normal nu se bucură că a pierdut bani, nici un om normal nu se bucură de un lucru rău în viața lui. Zice, noi ne bucurăm nu de necaz, ci în necaz. De ce? Pentru că necazul, zice Pavel acolo, aduce răbdare și răbdarea aduce biruință în încercare. Și dacă vă uitați în noua traducere, zice, răbdarea aduce integritate. Adică ce? Caracter. Vă mai spun ceva în legătură cu asta. Caracterul te face incomod. Benaia, când apare Benaia către sfârșitul vieții lui David și când, așa cum v-am povestit cu Solomon, îl susține pe Solomon să devină împărat, Ioab, spune Biblia, că atunci când află că vine Benaia, se ascunde. Și se duce în cortul întâlnirii, că în vremea încă nu era templu, se pune acolo în locul sfânt, se prinde de coarnele altarului în speranța că nu va fi ucis. Caracterul te face incomod. Un om de caracter devine incomod. Vă dau un exemplu. Când toți colegii tăi fură și tu nu furi, treaba asta te face incomod. Când toți colegii tăi copiază și tu nu copiezi, asta te face incomod. Când toți fac o anumită chestie și tu zici altceva, asta te face incomod. Și oamenii încep să, bă, dar ce e cu ăsta? Ce te crezi tu, mă, acum? Dacă vrei să fii aproape de Dumnezeu, învață mai întâi. Și eu îmi spun mie, da? Nu vă spun dumneavoastră, nu vă spun vouă. Am hotărât să nu vă mai spun dumneavoastră, pentru că cu Dumnezeu vorbesc doar cu... Îi zic Doamne, nu îi zic dumneavoastră. Așa că și vouă vă zic vouă, să fiți sănătoși. Nu, no, a zis un amin. Doamne, dă sănătate. Sper că nu ești beteagă. Ești ok. Textul ăsta, știți unde e scris? În Biblie, dacă vă uitați în Biblie. Știți unde apare în Biblie? În capitolul 23, o să ziceți din 2 Samuel. Dar știți ce e acolo? Ultimile cuvinte ale lui David. David pe patul morții nu și aduce aminte nici de clădirile făcute, nici de cetățile întărite, nici de cât teritoriu a ocupat, nici de câți bani a strâns, ci și aduce aminte de doar de două lucruri. De ce a făcut pentru Dumnezeu și de cei care au stat aproape de el. Atât. Era pe patul morții. Dacă vă uitați la începutul capitolului 23, ăsta e titlul în traducerea Cornilescu. Cele din urmă cuvinte ale lui David. Și zice David acolo o chestie pe care o citesc întotdeauna la înmormântare, dar acum pentru că sunt într-o dispoziție bacoviană și datorită vremii, vă dau citatul acesta în versetul 4, mi se pare, în capitolul 23, zice așa: viața este ca lumina dimineții înainte să răsoară soarele într-o dimineață fără nori.
Așa e viața, zice David. Știți câți ani avea când zice asta? Probabil 70 de ani. El a fost uns împărat de Samuel când avea 17 ani. Așteaptă să ajungă împărat până la 30 de ani. În timpul ăsta Saul îl persecută. Cu ajutorul lui Dumnezeu, la 30 de ani ajunge pe tronul lui Israel și stă în locul ăla, conducând cea mai glorioasă perioadă din istoria lui Israel, timp de 40 de ani. 40 de ani. Cel mai important rege din istoria lui Israel. Și când stă la 70 de ani pe patul morții, probabil scribii ăia, care erau foarte tineri, că ăștia erau cu scrisul, îi notau cuvintele, David era gata să moară, se uită la ei și le spune, iată cele din urmă cuvinte ale celui mai mare rege din istoria lui Israel. Viața este ca lumina dimineții înainte să răsară soarele într-o dimineață fără nori. Și mă uit acum spre ăștia foarte tineri și se uită la mine așa, că nu înțeleg despre ce vorbesc, pentru că poate unii nici n-au văzut lumina aia pentru că se trezesc mai târziu. Dar aceia dintre voi care n-ați văzut lumina aia înainte să răsară soarele, pe care o vedeam când mergeam la seară la sapă și ne duceam înainte să răsară soarele, sau când mergi la lucru pe drum și vezi lumina aia înainte să răsară soarele, e o lumină albă, liniștită și foarte trecătoare. Zice David, așa e viața. Asta este viața. Și când realizezi că viața este atât de trecătoare, că se duce exact cum se ridică un abur care se ridică puțin tel și apoi piere, și când înțelegi că ești atât de trecător, înțelegi că există lucruri care au valoare și care n-au valoare. Atât. Și zice David acolo, ceea ce mi-aduce bucurie e că Dumnezeu a încheiat cu mine un legământ și lângă mine au rămas niște oameni. Știți ce e interesant? Benaia, care era șeful. Există două categorii de oameni, cheretiți și peletiți. Dacă aș ști cât am repetat în minte, să nu greșesc, mai zic o dată, cheretiți și peletiți, nu mai zic după aia. Două categorii de oameni care au fost, două grupuri de oameni care au fost alături de David, încă înainte ca David să ajungă rege, și ne spune Biblia că au rămas lângă David și când Absalom se ridică împotriva lui, când toți îl părăsesc, oamenii ăștia pe care conducea Benaia au rămas alături de David, pentru că asta înseamnă să ai caracter. Când toți ceilalți l-au părăsit, rămâne mai departe acolo. Mi-aduc aminte acum cu tristețe de prima experiență mai interesantă pe care am avut-o în calitate de predicator, nu știu cum să mă numesc, aveam 20 de ani, 21, așa ceva. Și mi-aduc aminte că m-am dus într-o biserică și după biserică m-au dus să vizitez o soră care era bolnavă de distrofie musculară și care era abandonată de familie, era căsătorită și avea doi copii, copii mari, copii. Au abandonat-o, soțul de asemenea, și ea era la pat, paralizată de la gât în jos. Lângă ea era doar mama, care era bătrână, și mama aceea, în vârstă, nu știu cum făcea față, trebuia să o învârtă de pe parte pe alta, ea se îngrija. Și când am aflat că mă duc acolo în casa aia, eram foarte tânăr, m-am speriat, efectiv, ce o să zic, ce să zic? Bă, oameni buni, vreau să vă spun ceva, când m-am dus acolo, n-am văzut până în momentul ăla în viața mea un om mai plin de viață ca femeia asta. Și îmi zice, eu mă așteptam în dulcele stil românesc să se plângă, pentru că noi românii ne plângem. Dacă ne merge bine, ne plângem în avans, nu sunt nici ceară careva ceva, dacă ne merge rău, avem toate motivele să o facem. Și femeia asta îmi zice, printre altele, zice, frate, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Mă, era o casă cu pământ bătut pe jos, cu vatră, o amărâtă de masă care abia se ținea, o vază, nu uit în viața mea, cu niște flori, cu niște flori și atât. Și în naivitatea aia specifică tinereții, m-am tot uitat, bă, ce i-a dat Domnul la femeia asta? Mă tot uitam, masa, mă uitam, sub masă, o mâță. Și se uită la mine și zice, frate, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea, în ciuda situației în care mă aflu, să nu mă las de El și să nu-mi pierd mințile. Exact asta mi-a zis, două lucruri esențiale. Să rămân aproape de Domnul. Asta înseamnă să ai caracter. Ăsta e punctul 1. Vă promit că punctul 2 și punctul 3 sunt mai scurte. Dar am predicat duminica trecută și acum aveam multe de zis. Mă bucur că n-a zis amin, că n-a zis că sunt mai scurte, că atunci chiar mă supăram, nu zic că mă enervam, dar acum terminam predica. Punctul 2. Înainte de a fi un optimist, fii un realist. Haideți să vă spun așa, a fi creștin înseamnă să fii optimist, dar nu înseamnă să fii cu capul în nori. Creștinismul e optimist, da, adică ce înseamnă asta? Înseamnă că
eu am întotdeauna speranță. Speranța mea se leagă de Dumnezeu. Nu-s disperat în sensul în care știu că întotdeauna există o cale de scăpare. Biblia spune că Dumnezeu, odată cu încercarea, găsește, pregătește și o cale de scăpare. Așa zice Biblia. Deci, îs optimist. Dar în același timp îs realist. Haideți să vă spun la ce mă refer. De la Benaia învățăm asta, pentru că Biblia spune că într-o zi acest Benaia a coborât într-o groapă. Știți la ce erau gropile astea? Gropile astea erau făcute în mod artificial, mă rog, câteodată erau gropi naturale, dar erau în mod intenționat adâncite. De ce? Pentru ca în sezonul ploios să se strângă apa acolo și știți dumneavoastră care e clima acolo în Țara Sfântă, în perioada secetoasă, apa din gropile acelea să fie folosite și gropile erau folosite ca niște fântâni, un fel de rezervor pentru apă din cauza climei. Acum, Biblia ne spune că Benaia coboară acolo când? Într-o zi în care ninsese. Nu întâmplător e detaliul acesta, pentru că, având în vedere că nu exista apă acolo în bazin, înseamnă că era perioada secetoasă. Și cum de o nins atunci? Încălzire globală? Nu! Nici o încălzire globală nu era. O nins în perioada secetoasă. Se întâmplă ceva. Și atunci, e o logică aici. Care e logica? Benaia încearcă să se salveze de la frig. Deci el nu era pregătit să ningă. Oricum în zona aceea nu ninge în mod uzual sau normal. Poate în sezonul mai rece se întâmplă câteodată, cu atât mai puțin, e un lucru cu totul ieșit din comun. El încearcă cumva să salveze viața, se duce acolo să se adăpostească în groapa aia și imaginați-vă, să cobori în groapa aia era un efort. Cobori acolo și când zici acum, no, am scăpat. Poți sta liniștit. Te torci în spate un leu. Cum, care e calea? Îți zice dumneavoastră, proverbul la românesc, fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă. Dar cum să mai fugi? Că nu, era imposibil, locul era foarte abrupt, n-aveai cum să te, nu știu, dacă erai antrenat, să te cațeri, să scapi, n-aveai nicio cale de scăpare. Acum, ce-ar fi făcut ăștia, învățătorii de astăzi, acești guru contemporani care ne învață că poți birui orice cu puterea minții? Ce-ar fi zis? Ăștia care au adus inclusiv în creștinism o formă din asta de pozitivism vesel, că n-am găsit altă exprimare mai potrivită decât asta, oameni care confundă credința cu negarea realității. Credința nu înseamnă o perspectivă roz bombon asupra realității, să fii tot timpul, să negi realitatea. Știți ce i-ar fi spus ăștia, acești învățători, între ghilimele, ar fi spus, închide ochii și imaginează-ți că leul nu e aici. Nu. Fă treaba asta. Chestia e că leul nu închide ochii. Plus că, din ce am citit eu, un leu vede în întuneric de vreo 5 ori, poate chiar mai mult, mai bine decât un om care vede foarte bine. Adică degeaba zic eu că nu mă fac că îl văd, că el mă vede. Asta e baiul, nu că îl văd eu, problema e că mă vede el pe mine. Că dacă l-aș vedea numai eu. Mă înțelegeți? Da. Acești, unii se numesc psihologi, dar nu psihologi. Psihologia e o știință foarte serioasă. Și tot respectul pentru cine face meseria asta așa cum trebuie. Numele guru contemporan. Ăștia care apar la orice emisiune și care dau tot timpul sfatul ăsta. Ignoră, ignoră. Cum să rezolvă? Orice problemă o rezolvi ignorând-o. Nu o bagi în seamă. Sau prin puterea minții. Te concentrezi și prin puterea minții se rezolvă. Nu, acum eu vă întreb, ce faci cu leu prin puterea minții? Vă spun eu, nimic! Degeaba ignor problema, că ea rămâne mai departe acolo. Degeaba declar vindecare, dacă e cancerul mai departe acolo. Mă înțelegeți ce vă spun? A fi aproape de Dumnezeu înseamnă să fii un om realist. Realist nu înseamnă negativist, că dacă era negativist Benaia, știi ce ar fi făcut? Ar fi zis, gata, mă pregătesc de înmormântare, scria Miorița. Și la nunta mea va cădea o stea. Gata, acum am înghiteleu, mi s-o dus, mă pregătesc de înmormântare, să-mi scriu ce mai am de scris. Nu. El nu zicea, gata, până aici mi-a fost, acum mor. Nu, ce face? Înfruntă problema și o rezolvă. Și o biruiește.
A fi aproape de Dumnezeu nu înseamnă să fii unul din ăsta care vede numai totul roz, totul e bine, totul e perfect, tot timpul optimist, să ignori problema din viața ta. Nu! Biblia te învață să ai un realism sănătos și pozitiv în același timp. Adică să te uiți la tine, să-ți vezi și defectele, slavă Domnului că le aveți din plin, chiar dacă nu ziceți amin, le avem din plin. Să fii realist în ceea ce te privește, să fii realist în ce privește pe ceilalți, să fii realist în ce privește realitatea în general. A fi aproape de Dumnezeu nu înseamnă să fii unul cu capul în nori care crede că totul e perfect în lumea asta. Nu, și să declare în stânga și în dreapta numai vindecare și eliberare și că totul va fi bine și că până la urmă vom zbura. Nu! Înseamnă să-ți accepți soarta, dar în același timp să te încrezi în Dumnezeu. E un exemplu, un martir din fosta Uniune Sovietică, numele lui este Ilin Ivan, care se afla la un moment dat în Siberia, într-un lagăr de concentrare, în vremea lui Stalin, și se povestește despre el că în timp ce se ruga acolo, s-a rugat o jumătate de zi și cu el acolo în aceeași celulă era un ateu care îi spune: Ivane, degeaba te rogi, că nu te scapă rugăciunea de aici. Și el zice: nici nu m-am rugat să scap de aici. Eu m-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea putere să primesc orice e gata El să-mi ofere. A fi aproape de Dumnezeu nu înseamnă să fii tot timpul optimist, ci înseamnă, recunoscând realitatea din viața ta, să te încrezi în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Pentru că al treilea punct din predică este ăsta și ne apropiem de sfârșit, dar mai am două puncte, numai că astea să fie ceva mai scurte. Al treilea punct este, înainte de a fi un om puternic, fii un om care se încrede în Dumnezeu. Haideți să vă spun ceva. Toate luptele lui Benaia sunt inegale. Acum pocăiții nu pariază, știu, nu? Sau pariază? Hai să mă uit la voi. Dacă ați fi fost acolo, dacă eram acolo, și vă uitați la Benaia și aia doi luptători, și vă uitați la Benaia și la leu, și vă uitați la Benaia și la egipteanul ăla înalt și cu fața groaznică, încă o dată am zis, pentru că pocăiții nu pariază, cu cine ați fi ținut voi? Cine ați fi crezut voi că până la urmă câștigă? Vă spun eu, niciunul dintre voi n-ați fi crezut că e Benaia, nici eu. Cum să crezi că biruiește leu? Hai să fim serioși. Cineva a făcut un calcul, am citit la un teolog, că teologii ăștia au unii mult timp și calculează niște chestii, de nu vă vine să credeți. O calculat așa, Benaia în lupta cu leul ar fi avut o șansă la 100 nu știu câte. Nu știu cum a ajuns la concluzia asta, căutați și vedeți. Deci toate luptele dintre Benaia și ceilalți sunt inegale. Știți ce mă face să înțeleg asta? Lucrul ăsta mă duce cu gândul că, de fapt, biruința nu e datorită lui. Pentru că dacă ar fi fost lupte cumva apropiate din punct de vedere valoric, ar fi zis, mă, câștiga cumva. Dacă când câștigă unul care e foarte slab cu unul care e foarte tare, zici, bă, acolo m-a Dumnezeu făcut ceva. Și despre asta este vorba, pentru că un om care este aproape de Dumnezeu nu e în primul rând... E bine să fii puternic, să ne ajute Dumnezeu să fim cât mai puternici, dar nu e în primul rând... puternic, ci în primul rând se încrede în Dumnezeu. Pentru că, citind textul de fiecare dată, gândul meu este nu cât de tare e Benaia când se luptă cu leu și îl bate, nu cât de tare e Benaia că reușește să-i bată pe aia doi care erau mult mai puternici, nu cât de tare el că reușește să-l bată pe egipteanul acela groaznic la înfățișare, ci mă gândesc de fiecare dată ce Dumnezeu extraordinar este cu el. Nu întâmplător este unul dintre vitejele lui David. Zice Biblia în 2 Corinteni, în capitolul 4, cu versetul 7, și îmi place așa de mult versetul ăsta, zice, comoara aceasta o păstrăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la cine? De la Dumnezeu. Tot aud oamenii zicând că Dumnezeu nu ne cere niciodată lucruri mai grele decât putem noi duce. Eu vă spun că Dumnezeu ne cere întotdeauna lucruri mai grele decât putem noi duce. Oricât ai fi de puternic, nu vei putea duce niciodată crucea. Pentru că a fi pocăit înseamnă să te lepezi de tine și să-ți duci crucea în fiecare zi. N-ai cum. Unii vin și spun, domnul pastor, m-aș pocăi, dar nu pot. Și asta v-am zis-o de multe ori și eu le spun de fiecare dată, n-ai nicio șansă. Pocăința nu-i grea, e imposibilă. Fără ajutorul lui Dumnezeu. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu se poate.
Pentru că noi nu punem accentul în primul rând. Când vorbim despre un om care vrea să fie cât mai aproape de Domnul, înseamnă nu în primul rând să vrei să fii puternic, ci în primul rând să vrei să te încrezi în Dumnezeu. Cum nu cere Dumnezeu lucruri imposibile? De exemplu, ne cere să ne iubim vrăjmașii. Nu, niciun amin. Iisus cere doar lucruri imposibile. Stă odată față în față cu o femeie gârbovă și zice, îndreaptă-te. Altă dată stă față în față cu un orb și zice, vezi. Le spune orbilor să vadă, surzilor să audă, muților să vorbească și morților să învie. Dumnezeu cere doar lucruri imposibile, lucruri pe care noi, prin puterile noastre, n-avem cum să le facem. Creștinismul nu e niciodată despre puterea noastră, nu e niciodată despre puterea minții. Niciodată noi, predicatorii, nu vom fi vorbitori motivaționali care să vă umfle ego-ul și să vă facă să aveți încredere în voi și prin forțele tale, hai că poți duce, știi cât poți duce? Un centimetru și te-ai prăbușit. Crucea lui Hristos nu poți duce tu niciodată, a purtat-o Hristos. Niciodată să respecti absolut tot ce spune Scriptura, prin forțele tale nu vei reuși și dacă accentul cade pe puterea ta și dacă tot timpul asta te gândești și la asta te concentrezi și despre asta te plângi și spui nu pot, eu îți voi spune nu poți, dar încrede-te în Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu vei putea. Înainte de a fi un om puternic, fii unul care se încrede în Dumnezeu. Îmi place că Dumnezeu ne cere lucruri imposibile, dar în același timp, știți care e rugăciunea mea? David se roagă la un moment dat într-o superbă rugăciune, vă las pe voi să găsiți versetul în Biblie, că dacă vi-l dau s-ar putea ca unii să se meargă și matematica asta biblică câteodată ne face să ne pierdem concentrarea de la predică. David zice într-unul dintre psalmi, de la capătul pământului, Doamne, către Tine strig, du-mă pe stânca aceea care este prea înaltă pentru puterile mele. Poate că în această zi, privind înainte, zici, Doamne Dumnezeule, nu voi putea ajunge acolo niciodată. De ce spui asta? Pentru că te bazezi prea mult pe Tine. Poate că astăzi, privind înainte și când o să te întreb, vrei să te botezi în apă pentru că n-ai făcut pasul ăsta, spui, păi eu nu pot să mă botez în apă, că n-am cum să mă țin prin puterile mele și îți voi spune, da, n-ai nicio șansă, dar Dumnezeu te poate ajuta. Nu-i despre tine, creștinismul nu-i despre puterea ta. Creștinismul e despre puterea lui Dumnezeu. A fi credincios înseamnă să mă bazez în primul rând pe puterea lui Dumnezeu, Hristos în noi, nădejdea slavei. Hristos în noi, nădejdea că într-o zi vom învia din morți. Hristos în noi, nădejdea că biruim tentațiile. Hristos în noi, puterea de a ne ruga, puterea de a veni la biserică, puterea de a ne plânge păcatele, puterea de a ne zdrobi înaintea lui Dumnezeu. Singura noastră șansă nu e accentul pe puterea noastră, ci singura noastră șansă este să ne agățăm de puterea lui Dumnezeu și să ne încredem în puterea lui Dumnezeu. În ciuda faptului că realitatea de cele mai multe ori este cruntă, în ciuda faptului că realitatea de cele mai multe ori ne izbește, nu negând realitatea, înțelegând-o, acceptând-o, dar în același timp înțelegând că avem un Dumnezeu care a biruit moartea, un Dumnezeu care poate învia din morți, un Dumnezeu care poate vindeca orbi, un Dumnezeu care poate vindeca paralizații, un Dumnezeu care poate schimba un om drogat, un Dumnezeu care poate ridica pe cel căzut. Și voi spune, la fel ca și prorocul Mica altădată, nu te bucura de mine, vrăjmașă, că chiar dacă sunt căzut, mă voi scula iarăși și chiar dacă astăzi stau în întuneric, Domnul rămâne lumina mea. Cum să fiu mai aproape de Dumnezeu? Am învățat de la Benaia, omul zidit de Dumnezeu, că înainte de a fi un om de valoare, trebuie să fii un om de caracter. Că înainte de a fi un optimist, trebuie să fii un realist. Că înainte de a fi puternic, trebuie să fii un crezător în Dumnezeu. Și înainte de a fi liniștit, fii pregătit. Cu imaginea asta voi încheia. Cu imaginea lui Benaia, care încearcă să fugă de zăpadă, să se ascundă în groapă, se duce, coboară acolo. Dacă ar fi fost unul dintre cei care astăzi promovează atitudinea asta așa, să fii tot timpul liniștit, ca și cum ai fi pe medicamente, tot timpul stai. Benaia coboară în întuneric, dar e pregătit. Dacă ar fi fost nepregătit, leul ar fi executat. Dacă aș fi fost eu probabil în locul lui sau dacă aș fi fost dumneavoastră, noi care nu suntem pregătiți din punctul ăsta de vedere, că nu știm, nu suntem războinici cum era el,
Dar el, coborând în întuneric, își asumă că acolo în întuneric s-ar putea ceva să-l aștepte. De-aia e pregătit. Înainte de a fi liniștit, fii pregătit. Tot aud vorbindu-se despre sfârșitul lumii și eu obișnuiesc să le spun celor care mă întreabă, cred că v-am mai spus aici că am pățit-o de vreo două ori de-a lungul vieții, să mă duc în anumite biserici și frații să zică după ce termin predica, nu, acum frate, predică din Apocalipsa. Odată niște frați în vârstă așa de simpatici au fost, mi-au zis și textul cu caii din Apocalipsa. După un ceas și ceva de predicat, no, acum le-am zis fraților despre cai, nu știu nimica, și m-am pus jos atunci. Da, le-am mai zis ceva. Ce vă zic și dumneavoastră? Că sunt mulți care tot stau să se uite și pe net, știu că vă uitați unii la asta cu sfârșitul. Vreau să vă zic ceva. Știți ce a zis Domnul Iisus ucenicilor lui când ucenicii se tot gândeau, când e sfârșitul, când e sfârșitul? Doamne, ce o să fie? Cum o să fie? Domnul se uită la ei și le spune... Doamne, când vei reveni? Se uită la ei și le zice că despre vremuri și sorace nu-i treaba voastră. Nu. Și atunci de ce stați păneți să vă uitați la chestiile astea? Vine sfârșitul. Auzeam în timpul pandemiei câțiva speriați. Vine Apocalipsa, dar nu v-ați dorit Apocalipsa. Nu erau în toate adunările noastre câte un frate care zicea Maranata, știți ce înseamnă Maranata? Vino Doamne Iisuse. Nu, și când vine Domnul, ne panicăm, ne crește tensiunea, să... Tot am vrut Apocalipsa. O trăim. Asta n-ar trebui să ne panicheze. Întâlnirea cu Domnul n-ar trebui să ne panicheze. Dar oricum, nu-i treaba noastră. Că vine Domnul, nu știu cum, că-s rușii, că Magog, că Gog, că niște chestii îți dă stă mintea în loc și stau să le citești și zic, bă, dar uite, ce citesc aici? Când Domnul Iisus spune, nu-i treaba voastră, dar care-i treaba voastră? Că la asta ajung și cu asta termin. Vegheați. Vegheați. Fiți pe fază. Nu înseamnă că n-aveți voie să dormiți. Puteți dormi acasă, liniștiți. Dar spiritual vorbind, vegheați. Pentru că spune Biblia că ziua aceea va veni ca un hoț. Păi dacă va veni ca un hoț, înseamnă că nici un predicator nu o să o nimerească, așa că ori de câte ori zice unul câteodată în ziua aia stau cel mai relaxat. 100% nu vine data aia. Că niciunul n-are cum să știe data aia. Domnul Iisus a zis asta. Dar îndemnul meu pentru voi, ăștia care sunteți aici și pentru mine, vegheați. Pentru ca să fii cât mai aproape de Domnul. De ce? Pentru că s-ar putea ca unii dintre voi să fiți acum aproape și să ajungeți să vă îndepărtați. Vreau să fac o rugăciune la sfârșit și o să le cer celor de la închinare să vină în față. Vreau acolo unde sunteți să închideți ochii, să plecați privirea. Așa cum stați așezați, vreau să stați cu ochii închiși. Dorința mea pentru mine și pentru voi după seara asta e să fiu cât mai aproape de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să fie Tatăl nostru al tuturor, dar un tată de care suntem aproape, nu un tată vitreg, ci un tată aproape. Vreau să fii cât mai aproape de Dumnezeu. Aș vrea ca în Biserica Lumina să fim cât mai aproape de Dumnezeu. Eu vreau să te întreb pe tine, ești aproape de Domnul sau Dumnezeu e departe? Dumnezeu nu e divinitatea, nu e dumneavoastră, Doamne, ci Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul tău. Stai lângă Iisus Hristos în această seară exact așa cum stă Toma odată și când îl vede se prăbușește la picioarele lui și spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Aș vrea să-i pot spune lui Iisus Hristos în seara asta Domnul meu și Dumnezeul meu. Să fii primit de El ca fiind cât mai aproape de El. Cât mai aproape de Dumnezeu. Nu știu cât de departe Dumnezeu, s-ar putea ca să fi fost momente în viața ta când l-ai simțit aproape. Poate au fost momente când erai bolnav, poate au fost momente când erai într-un accident, poate au fost momente de grație, poate au fost momente la un moment dat într-o biserică, poate când ai citit un fragment din Biblie, ai citit o carte sau cândva undeva în natură ai zis, simt că Dumnezeu e aici, ai început să te rogi sau poate la un moment dat te-ai pus pe genunchi și te-ai rugat și l-ai simțit pe Dumnezeu acolo, dar între timp Dumnezeu e divinitate, e tot mai departe de tine. Din seara asta El vrea să devină Tatăl tău, Domnul tău și Dumnezeul tău. Dar pentru asta trebuie să fii un om de caracter. Pentru asta trebuie să înțelegi că, dincolo de valoarea pe care o ai, trebuie să fii un om de caracter. Trebuie să înțelegi că Dumnezeul acesta nu te va părăsi nicio clipă dacă tu vei rămâne mai departe ancorat în promisiunile Lui. Vreau să mă rog pentru tine în seara asta și vreau să-ți aduc aminte doar de un lucru, că viața este trecătoare.
Și că atunci când stai în fața morții, realizezi că există lucruri care contează și lucruri care nu contează. Dacă vrei în seara asta să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, schimbă-mi viața, vreau să mă rog pentru Tine. Dacă vrei în seara asta să fii dus de pe calea asta a pierzării din viața ta, care nu duce la nimic, pe calea care duce înspre cer, înspre rai, înspre locul acela de grație, dacă vrei în seara asta ca Domnul Dumnezeu să te ducă acolo, vreau să mă rog pentru tine în această seară. Și acolo unde ești, aș vrea să ridici o mână sus, așa așezați cum suntem. Dacă este cineva în această seară, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Au fost mai multe mâini care s-au ridicat. Aș vrea în momentele care vor urma să ne ridicăm împreună în picioare. Și aș vrea să fac o rugăciune pentru oamenii aceștia. Dacă doriți, puteți să rămâneți cu mâinile ridicate. După aia vom continua să ne închinăm lui Dumnezeu, încheind seara aceasta cu o cântare. Dar dacă este cineva în locul acesta care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, eu am crezut că a fi pocăit sau a fi creștin înseamnă să, nu știu, să am mulți ani în biserică, să fiu botezat de mult sau știu, altceva. În seara asta am înțeles că a fi pocăit, a fi creștin înseamnă să fiu aproape de Tine. Doamne, adu-mă aproape de Tine. Am văzut că sunt mai mulți care au ridicat mâna sus. Aș vrea să rămâneți mai departe cu mâna ridicată sus, pentru că vreau să mă rog pentru voi și împreună cu voi. Cred din toată inima că Regele nostru Iisus Hristos e prezent în locul acesta prin Duhul Sfânt și Mângâietorul, așa cum Biblia numește pe Duhul Sfânt, e gata să mijlocească cu noi și pentru noi cu suspine negreite. Doamne Dumnezeule, uită-Te la cei care stau cu mâna ridicată sus și cu inima îngenunchiată și cu sufletul îngenunchiat înaintea Ta. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, atinge-Te de ei, Doamne Dumnezeule, și pune-i pe calea veșniciei. Dacă unii dintre ei au fost odată pe calea veșniciei, dar s-au îndepărtat de ea, Doamne Dumnezeule, smulge-i din starea în care se află și pune-i din nou pe calea veșniciei. Doamne Dumnezeule, poate unora dintre ei li se pare sau au înțeles în sfârșit că pocăința și credința este imposibilă pentru puterile lor. De aceea, în seara asta îți cer și spun, Doamne, sunt orb, am nevoie de vedere, Doamne, sunt paralizat, am nevoie să umblu, Doamne, sunt surd din punct de vedere spiritual și am nevoie să aud, Doamne Dumnezeule, sunt mut din punct de vedere spiritual și am nevoie să pot vorbi, sunt mort în păcatele mele și am nevoie de viață spirituală. Și mă rog, Doamne Dumnezeule, în dreptul acestor oameni, această rugăciune, știu, Doamne, că a crede e imposibil pentru puterile noastre, știu, Doamne, că credința și pocăința sunt lucrurile necesare de care avem nevoie pentru ca să fim mântuiți. De aceea mă rog prin Duhul Tău cel Sfânt, dă-le putere acestor oameni care stau cu mâna ridicată, Doamne, și cu inima îngenunchiată înaintea Ta, așteptând îndurarea Ta. Unii dintre ei sunt cu ochii plini de lacrimi, pentru că în seara asta, Doamne Dumnezeule, Tu prin Duhul Tău cel Sfânt le-ai vorbit, atinge-Te de ei. Și mărturisim, Doamne, că suntem slabi. Accentul nu vreau să cadă pe puterea noastră, ci pe încrederea în Tine. Ne încredem în Tine, Doamne, de ne-am încrede în puterile noastre, am fi nebunit de mult, de ne-am încrede în puterile noastre, nu am pune piciorul pe calea mântuirii, de ne-am fi încrezut în puterile noastre, nu ne-am fi botezat niciodată, de ne-am fi încrezut în puterile noastre, n-am fi slujit niciodată, dar pentru că ne încredem în Tine, Doamne, știm că putem păși în imposibil cu ajutorul Tău, pentru că Tu ești un Dumnezeu supranatural. Puterea Ta, Doamne Dumnezeule, nu poate fi măsurată, este nelimitată. De aceea mă rog în această zi pentru cei care au nevoie să vadă cu ochii lor spirituali, deschide-le ochii, Doamne. Mă rog pentru cei care au nevoie să vorbească cu sufletul lor, Doamne, deschide-le gura sufletului. Doamne, mă rog pentru cei care sunt morți din punct de vedere spiritual, înviază-i. Și așa cum ai declarat în dreptul lui Lazar, Lazare, ieși afară, în dreptul fiecărui suflet mort din locul acesta, Doamne, rostește înviere, pentru că eu n-am nicio putere și nicio autoritate, dar știu că toată puterea ți-a fost dată ție, Iisuse Hristoase, în cer și pe pământ. Și pentru că Tu ai această putere, în numele Tău, Doamne, în numele Tău te rog, lucrează în această zi, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog, atinge-Te de toți aceia care în această seară am nevoie de mântuire și au nevoie să fie eliberați și au nevoie ca sufletul lor să fie vindecat și au nevoie să fie aduși aproape. Tată, te rog, îmbrățișează-i așa cum l-ai îmbrățișat pe fiul risipitor, când fiul risipitor s-a întors cu lacrimi acasă și a zis, am păcătuit împotriva Ta și împotriva cerului. Sunt în seara asta oameni care se pocăiesc, Doamne, plângând înaintea Ta și spunându-Ți, Doamne Dumnezeule, sunt departe de Tine, dar mă întorc acasă, așa cum se întoarce fiul risipitor și cad la pieptul Tău și te rog, îmbrățișează-mă, Doamne, și dă-mi, Doamne, putere să fiu așa cum ar trebui să fiu. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face asta.
În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog pentru toți cei care s-au pocăit în mod real în seara aceasta. Adu-i, Doamne, aproape de Tine.